acolo, da. Avem aceste imagini. Astăzi a apărut o poză cu un sărut. Păi, între tine și această doamnă. Haideți să vedem și noi. Haideți să vedem și noi imaginea. Uite, erai tu îmbrăcat într-o bluză roșie. Da. Da. Și se poate vedea, sigur că e zoom-ul foarte mare, da, ca să putem vedea, faptul că tu ești foarte apropiat de obrazul acelei doamne și ai fi pus și mâna așa. Eu nu văd nimica. Dacă tu vezi asta, înseamnă că ai o acuitate vizuală, da, fantastică. Uite, o să-ți dăm fotografia ca să vezi. Ia uite. E fotografia zoom. Uite, da, e zoomată. Uite. Vezi? Nu. Iată. Hai, ia-o, uite. Ce poate să fie. Bine, fața mea o văd. Ce e acolo? Nu înțeleg. Ce fac eu acolo? Păi să ne spună paparazzo că pare să fie o doamnă cu care tu te săruți. Eu consider că nu e o doamnă. 100%. Bine, dacă dumneata spui, înseamnă să te creadă lumea, că 100% e o doamnă. Păi nu trebuie să mă creadă, sunt niște imagini pe care noi nu le trucăm. Păi dar nu văd, domnule, uite imaginea, poftim. Unde este doamna? Din exteriorul restaurantului până la momentul în care ați ieșit, fiind de fiecare dată ultimii clienți din acel restaurant. De fiecare dată. Și de fiecare dată când ați fost la acea locație din afara Bucureștiului, așa, ați ieșit ultimii din restaurant. Și care e problema? A stat într-un trebuia colț ca să nu fiți văzut, iar gesturile să nu poată fi surprinse. Nu este adevărat, nu am stat în niciun colț, am stat chiar pe direcția de intrare. Nu știu cum spui dumneata, sau nu cunoști locația foarte bine. Dar este același restaurant, este același restaurant ca în prima poză? Nu am stat nicăieri ascuns. Pot să spun că am stat ascuns într-o cafenea care nu-i dau numele, unde are un, cum să spun eu, un intrând acolo cu un birou cu ușă, când am discutat cu anumiți avocați. Bun, dar întorcându-ne la acest ascuns în locația din Pachier Protopopescu. Păi cum să stai ascuns într-o locație, într-un restaurant, măi omule? În terasa restaurantului din Pachier Protopopescu a stat într-un foișor ascuns, doar dumneavoastră cu respectiva. Nu am stat în niciun foișor. Acolo m-am întâlnit cu Pokémon. Așa, ca să discutăm o problemă pentru această, de fapt pentru cunoștința acestei doamne, domnul avocat, care are o cununie civilă și Pokémon, care poate să mărturisească, a venit la noi la masă, am discutat cu el, nu eram în niciun foișor, eram pe un loc de trecere la o masă. Nu înțeleg ce vorbește acolo. Vreau să-l întreb pe paparazzo ce a vrut să spună când a întrebat de înoptat. Știi tu ceva pe timpul în care ai... L-am întrebat pe domnul Galeș dacă în toate aceste zile, după ce a ajuns acasă adresa doamnei Vivi, dacă a înoptat acolo. Eu nu am înoptat acolo. Și dacă a plecat dimineața. Eu am înoptat, nașa mea e martoră, eu înoptez la ei acasă, mereu. De ce întrebe acest lucru colegului de la Slides? Pentru că în fiecare seară când domnul Galeș a ajuns la acea adresă, din zona Dorobanți, nu o să-i spun strada exact, din zona Dorobanți, domnul Galeș, după miezul nopții, a intrat în acea casă însoțit de doamna Vivi și a ieșit dimineața. Iată, avem imaginile. Vă pot confirma dintr-un singur punct de vedere, pentru că până dimineața am stat acolo să văd dacă dânsul părăsește acea locație sau dacă iese... Așa cum apar și în imagini, este schimbat din acea casă, fapt care confirmă că dânsul Galeș, din punctul meu de vedere, uite, acum a lăsat și lucruri de schimb la această doamnă în casă. Deci, nici 100%. Gând. Nici gând, nu. Pe imagine ați intrat la un moment dat cu un tricou alb, ați ieșit cu un tricou negru. Nu, domnule paparazzo, uite, acum am dă Radu Oprișan și îmi spune, băi, omule, ai uitat că la Vatra Neamului am fost și am serbat oarecum, între ghilimele, ziua. Și am fost și cu doamna cu domnul Oprișan a serbat ziua în complexul în care v-ați luat apartament și martora la această... Ai înțeles greșit. A fost domnul, și marabănică. A fost ziua domnului Oprișan acolo. A fost... Cornel, hai să vorbim direct pe aceste poze, că dacă ne ducem iar la prieteni și rude... Păi, puțin că am fost în această locație și uite filmările. Intri pe ușă pe 11 iulie seara îmbrăcat în alb și ieși dimineața pe 12 iulie îmbrăcat în negru. Cum comentezi aceste imagini? La fel s-a întâmplat și seara dinspre 10 spre 11, 11 spre 12. Nu, n-are nicio legătură. De luni până aseară, inclusiv, domnul Galeș, aseară ce ați făcut? Vă pot întreba așa, dacă vreți să recunoașteți. Unde ați înoptat aseară? Aseară la... doar nu să spun unde. De ce? Nu, ce, tot la această doamnă și vă spun și cum. Cu ce ați ajuns la această doamnă aseară? Cu mașina personală? Aseară nu am ajuns la această doamnă.
Ba da, ați ajuns la această doamnă, vă întreb, cu mașina personală? Nu, nu. Nu am ajuns nu. Aseară. Ați ajuns dar cu taxiul, i-a zis adevărat? Dar cu ce anume spui că a ajuns? Cu un taxi. Este adevărat, domnul Galeș? Nu, n-am. Aseară nici n-am fost la această doamnă. Mințiți. V-ați lăsat mașina ascunsă în spatele pieței. Eu te rog frumos, eu te-am respectat. Dacă tu mai folosești și vechile din astea, păi dar te rog frumos, nu-mi spune mie. Nu vreau să-mi jigniți materialul și munca depusă. Faptul că dumneavoastră nu vă asumați. Nu este frumos să-mi vorbești așa. În primul rând că tonul tău nu este frumos. Nu vă jignesc. Păi dar nu-mi spui cuvântul ăla urât, mințiți. Nu e frumos. Păi, asta, niciun judecător nu-și permite să spună. Eu mint când v-am surprins că vă sărutați cu această femeie. Nu pot să spuneți, nu puteți spuneți treaba asta. Dar nu văd, adică domnule, am fotografia aici, paparazzo sau ce Dumnezeu ești? Asta e poză de paparazzo? De foarte mai du-te ani. Și mai fă, trebuie să mai faci puțină școlarizare. Hai, Cornele, uite, că acum vorbeam că să...